După ce pe plan intern lumea sportului românesc a resimțit de 2 ani încoace efectele acestei pandemii, iată că acum, cel puțin la nivelul bătrânului continent, avem parte de o bulversare survenită ca urmare a conflictului dintre Rusia și Ucraina. Cât de mult crezi că se reflectă aceasta într-o scară de valori? Și aici mă refer la cât de importante sunt Rusia și Ucraina în lumea orientării, în condițiile în care mai toată lumea sportului cere excluderea celor două națiuni în plan sportiv. Nu discutăm aspecte de natură politică. Rusia, în orientarea pe schiuri, dar și în orientarea în alergare, este foarte puternică. Nu știu dacă e cea mai puternică națiune, dar țările nordice cu Rusia, în principiu, domină aceste competiții. Acum, la sportul de iarnă, parcă Rusia are un pas în față prin oamenii care îi are. Rușii au marele avantaj că sunt legitimați la cluburile sportive din Scandinavia, unde se desfășoară cele mai puternice campionate naționale din orientare, în orientarea pe schiuri. Și atunci ei, sigur, concurează la nivel înalt ca și club sportiv și când își reprezintă Rusia, bineînțeles că consecințele se văd. Repet, ei sunt foarte, foarte puternici la toate nivelurile, la junior, la tineret, la senior și, într-adevăr, și din orientare au fost excluși pentru acest campionat mondial și campionatul european. De acela senior e campionat mondial în această ediție și pentru junior este campionat european. Probabil că competiția o să sufere puțin la nivelul calitativ, dar eu personal sunt de acord cu măsura. Nu sunt de acord că suferă sportivii ruși. Pentru că, sigur, am concurat multă vreme alături de ei. Mi-am dat seama că sunt oameni simpli, normali, ca și noi. Și chiar că lumea sportului cred că creează alte caractere și există o cu totul altă familie. Cum la fel e un exemplu Serghei Bucă din Ucraina cu președintele Federației din Rusia. Ambii au concurat acum 20 de ani în aceeași echipă. Însă strategiile și practic deciziile politice i-a îndepărtat. Dar prietenile în plan sportiv rămân. Bineînțeles că nu mai hotărăm asta. Repet, sunt oameni buni, oameni simpli la nivel uman. Ca sportivi, într-adevăr, sunt foarte buni. Și noi, și copiii noștri din clubul sportiv, nu odată urmăreau cu mare, mare atenție aceste campionate mondiale ce se dau în direct prin internet, ori găseam posturi TV străine, bineînțeles că la noi nu se dă. Și mulți copii dintre noștri îi cunosc pe rușii ăștia, sunt oameni, într-adevăr, mari și de valoare. Nu știu cum va fi acum competiția fără ei, mai sunt oameni de valoare, dar păcat că nu sunt acolo. Repet, cine îmi pare rău pentru ei personal, dar măsura luată, eu zic că e bine ce s-a făcut până la urmă pentru contextul general, repet, nu pentru sportiv. La fel de important, acest conflict poate fi un moment speculativ pentru sportul românesc, pentru că un caz liminar s-a întâmplat cu, dacă țin minte, cu cele două jocuri olimpice din 1980-1984, când, pe de o parte, americanii le-au boicotat pe cele din Moscova, rușii le-au boicotat pe cele din Statele Unite, iar România a fost poate principala câștigătoare pentru că, iată, a reușit la cele două participări evoluții extrem de bune. Poate fi și pentru voi un factor important aceste măsuri impuse celor două națiuni. E greu să ne legăm doar de acest aspect. Nu e Rusia, sunt celelalte țări. Țările scandinave, care vi le-am enumerat, Cehia, Elveția, țările baltice.
și care erau la fel de importante. Sigur că da, da, sunt la fel de importante. Repet, că nivelul la nivel înalt, forțele sunt destul de echilibrate. V-am spus, acum părerea mea era că Rusia parcă avea un ac de fir de păr în față. Dar fără ele, repet, nu mai avem 7-8 forțe în față, mai avem doar 6-7. Nu Rusia ne încurcă. Se termină, veți depăși și veți parcurge și acest campionat european. Încet, încet vă apropiați de sezonul rezervat orientării în alergare. Sunt oameni, sunt cluburi sportive în România care sunt taxate doar pe orientarea în alergare. Clubul sportiv Electrosystem le face pe ambele, și orientarea pe schiuri și orientarea în alergare. Avem marele dezavantaj că terminăm târziu sezonul de schi și suntem nevoiți să intrăm direct în sezonul de alergare, un dezavantaj față de cei care deja din ianuarie deja au început pregătirile pentru orientarea în alergare. Dacă trecerea din toamnă, de la sezonul de alergare la sezonul de schi, este mai ușoară, pentru că avem o perioadă mai mare de acomodare, acum este invers și suntem nevoiți, fără pauză, să intrăm direct în sezonul de alergare. Dar asta facem de atâta. Resimțiți față de sportivii altor cluburi oboseala sau puteți vorbi și de un atu, faptul că voi tot timpul sunteți în priză? Sigur, noi suntem în priză ca și orientare, dar nu ca și orientarea în alergare. De exemplu, juniorii care vor să participe în locurile naționale de orientare în alergare din vara asta, deja au avut un cantonament foarte frumos și util în Portugalia, pe niște terenuri deosebite. Deci ei au deja un atu față de noi. Din acest punct de vedere. Noi sperăm să recuperăm pe parcurs, dar, repet, trecerea pentru noi este ca în fiecare an destul de bruscă. Deja la începutul lunii aprilie avem primul campionat național de semi-maraton. Este cea mai lungă probă. Să vedem cum ne punem la punct cu alergarea ca să ajungem să performăm și în proba asta lungă din orientare în alergare. Ca și club sportiv, care sunt evenimentele pe care voi le veți organiza alături de Federația Română de Orientare? Pentru că erați abonați și la etapă de orientare urbană. Da, exact. În general, noi nu ne răbdăm să ne organizăm cel puțin o etapă de campionat național sau Cupa României. De această dată am spus să ne ocupăm doar de concursurile noastre tradiționale, gen Cupa Electrosystem sau Cupa Score. Sunt concursuri mai mici, pentru că ținem neapărat să ne prezentăm onorabil cu organizarea campionatului mondial de tineret ce se va desfășura la Baia Mare în 2023. Și pentru asta deja avem prevăzut în acest an primul cantonament pre-JVOC, adică concurenții care vor să participe la JVOC 2023 au ocazia să studieze în avans terenul similar din Baia Mare cu cel care va fi la campionatul mondial din 2023. Și asta presupune multă muncă, refacerea multor hărți, prezentarea cât mai multor și variate trasee, cazări, locuri de servit, masă, etc., etc. Și atunci noi ne vom focusa exact doar pe campionatele naționale, campionatele mondiale, în detrimentul organizării acestor campionate naționale. Sigur că sunt organizatori, se vor organiza în altă parte, nu e o problemă, nu e o dramă. Dar, repet, dacă am intrat în horă, jucăm. Am vrut campionat mondial, ne ocupăm de el așa cum trebuie. Pentru că vorbim de un an și doar câteva luni până la startul acestui măreț eveniment și important eveniment pentru România, nu numai pentru Baia Mare, cât de tare se intensifică pregătirile și monitorizarea venită de la forurile internaționale? Discutând în stânga, în dreapta, cu
unii cu alții. Unii spun, dar așa de repede v-ați apucat. Alții spun, dar sunteți oare în grafic cu pregătirile. Cei care știu că asemenea organizare nu se face de azi pe mâine, nu este ca la atletism, ai tras o linie, aici ai start cu sosirea și facem ture. Este o organizare foarte complexă. Sigur că deja ne-am apucat. Catatonul nostru oficial, Liviu Țânțar, deja lucrează la hărți. Este în teren deja din luna septembrie-octombrie. Păcat de zăpezile astea mari, adică păcat. Noi ne-am folosit de zăpadă foarte bine, ca și orientare și pe schiuri. Dar lui a întrerupt munca zăpada asta. Acolo, în zona calnică, a fost o zăpadă foarte mare. Timp de două luni n-a putut să lucreze mai nimic, dar vom recupera din timpul pierdut. Priorități deocamdată astea sunt la nivel organizatoric, să facem cât mai mult din hărți. Pentru că celelalte aspecte o să ne apucăm de ele deja începând din vară. E suficient cu un an înainte să ne apucăm de ele. Între timp va urma și a doua vizită a controlorilor noștri internaționali, delegați de Federația Internațională, iar cu Federația Internațională, tocmai poi, mâine vom avea o ședință online în care vom prezenta stadiul nostru în care ne aflăm cu organizarea. Repet, suntem perfect în grafic, nu e nicio grabă și de aceea, dacă le luăm toate din timp și conform acele planificări care ne-am propus, nu cred că nu vom face o treabă bună la cap. În paralel cu participarea la competiții, aveți de păstorit și o anumită infrastructură. Ultima dintre ele fiind cea din zona Alea Rotundă, unde ați organizat un traseu pe care îl și gestionați în momentul de față. Poligoanele astea permanente, așa se numesc ele, cu posturi fixe și nedemontabile, alea deocamdată rămân. Nu trebuie să le facem mare lucru. Ce îmi pare rău că trebuie să le facem e, bineînțeles, acest aspect cu care ne lovim în România în vandalismul. Vandalism. Da, deja un post a fost vandalizat, pur și simplu panoul de prezentare a fost pictat de un binevoitor sau cine o fi. Sigur, o să le întreținem, atât avem de făcut să le întreținem. În rest, proiectul rămâne acolo tot timpul. Cine vrea să descopere orientarea, liniștit, are toate datele acolo, toate condițiile să facă un traseu de orientare și după aia, cine știe, să chiar să practice orientarea. Dacă nu e suficient și ăsta e scopul ca cât mai multă lume să cunoască orientarea, deci de popularizare. Pentru că aceea e ultima voastră bază, să spunem, potrivă cea de la, din zona Alea Rotundă, dar mai aveați să organizați competiții și în parcul Regina Maria. Da, îl avem și pe cel din parc, ăla a fost primul, de fapt. Bineînțeles că și ăla a fost puțin vandalizat, pe două posturi le-am înlocuit, dar deocamdată ne oprim cu aceste proiecte, repet, să treacă o dată campionatul mondial de tineret, după care o să revenim la aceste proiecte și bineînțeles că trebuie să extindem, să ne extindem cu aceste proiecte chiar în pădure adevărată. Competițiile interne vor rămâne la fel de prioritare, campionatul, cupă? Etapele de campionat național? Ca de obicei, nu? Pentru asta ne pregătim, mai ales sunt competițiile supreme în România, cel puțin la nivelul copiilor și o parte a juniorilor. Campionatul național este un fel de bacalaureat. Acolo, la campionatul național, aplicăm tot ce am învățat. Și Regina Mamă, probele de noapte. Da, asta e într-adevăr Regina. Este aia de noapte, campionatul de noapte. Într-adevăr, cine este orientarist acolo își arată calitățile din plin. În vara acestui an, undeva în luna mai, vor avea loc alegeri. Da. O nouă provocare?
S-a încheiat un ciclu de 4 ani, într-adevăr, cu membrii Federației Române de Orientare, din care am făcut și eu parte, cu bune, cu rele, dar cele rele ni le asumăm și au fost reparabile, deci nu pot să zic că a fost catastrofal. Cu această federație am colaborat și am reușit să obținem aceste organizări de campionat mondial, această organizare de campionat mondial. S-au schimbat multe în bine. De exemplu, s-au putut accesa fonduri europene printr-un proiect Erasmus. S-a reușit să organizăm și noi o gală a campionilor după atâți ani. Da, mai multe aspecte pozitive. Acum, până în mai, eu personal mai am timp să mă gândesc. Mie mi-ar plăcea să fac parte totuși dintr-o echipă cu care m-aș înțelege. Nu vreau să spun bazată pe prietenii sau pe orice altceva. Sunt oameni cu care te poți înțelege într-un colectiv, sunt oameni cu care nu te poți înțelege. Vom vedea ce va fi până în mai. Eu sunt hotărât 50-50. Este totuși important ca în bordul Federației Române de Orientare să existe un om din zona Maramureșului. Pentru că e singurul reprezentant în condiția în care sunteți și unul dintre cele mai importante cluburi de orientare din România. Așa cel este. Puțin dominați partea de orientare pe schiuri. În principiu, Maramureșul cam tot timpul a avut cel puțin un reprezentant în Consiliul Director, pentru că era greu să nu avem, pentru că Baia Mare este un centru puternic în orientare. Acum, sigur că Electrosistem duce greu, dar alături și de celelalte cluburi, că suntem 5 cluburi sportive în Baia Mare, 2 în Baia Spree, plus Asociația Județeană de Orientare Maramureș. Deci chiar sunteți chiar și printre județele cu o pondere mare de cluburi. Da, da, deci asta vreau să zic. Suntem un centru puternic și nu se poate să nu avem un cuvânt de spus. Și de obicei, cel puțin un membru e din Maramureș. Probabil că așa va fi și acum, și așa ar fi normal. Da. Însă, deși la modul declarativ, și aici mă întorc din nou la factorii politici, se dorește și există deschidere spre suplimentarea bugetelor, voi are din postura de federație sportivă, vă aflați doar pe locul 40, pe locul 34 dintr-un total de 44 ca finanțare bugetară. 750 de milioane de lei pentru alocate Federației Române de Orientare pentru acest an. E totuși puțin în condițiile în care, iată, nici voi, nici Federația Română de Oină, unde noi considerăm Oina ca fiind sport național. Acum, nu știu, Oina, putem să zicem că se raportează și la practicanți, la numărul de practicanți, că ăsta este unul din criterii. Avem norocul să fim sport neolimpic, deci din start suntem în al doilea val de finanțare și atunci... Chiar intrați în categoria, la modul declarativ al ministrului, federații neprioritare. Și sună urât, da, sună urât, dar asta e... Vorbind de o politică discreționară la modul acesta. Sună urât, dar trebuie să o luăm ca atare, într-adevăr, orientarea nu e sport olimpic și atunci... Au fost multe tentative de a deveni orientarea sport olimpic și la orientarea pe schiuri și la orientarea de vară. Au fost doar tentative. Și acolo sunt, acum nu pot să zic interese sau se trag sport, dar cine strigă mai tare reușește să-și bage sportul în categoria sporturi olimpice. Acum, pentru noi care știm ce e orientarea, sigur, ne uităm la ciudat la niște sporturi care în România probabil că nici nu se practică sau s-au practicat vreodată. Nu știu, gen breakdance, parcă freestyle breakdance, așa ceva. S-a băgat de acum, nu știu, foarte, deci foarte, foarte ciudat. Sau yachting, sau... Care nici nu au o tradiție. Da, nu știu, deci
Acum exact cum se aleg aceste sporturi, nu știu, dar păcat, păcat că orientarea totuși e un sport adevărat și fizic și intelectual. Și dacă nu greșesc, tot ca o curiozitate, anul acesta orientarea României împlinește undeva la 75 de ani. Da. Iar este un an da, vom sărbători, important. Da, vom sărbători în primăvară acești ani. Se vor împlini 75 de ani de la organizarea primului concurs de orientare în România. A fost în zona Aradului, în 1947, când David Hazi Kalman a organizat pentru prima oară un concurs de orientare. Și de atunci se consideră că a început orientarea cu adevărat în România. Și la fel de important este, cred, faptul că ca federație și ca disciplină neprioritară, cum sunteți catalogați de către unii, iată, reușiți să aduceți un campionat mondial. Mă refer ca disciplină. Cred că foarte multe federații se pot mândri cu găzduirea unei etape sau chiar a unui campionat mondial. Pentru da. Că mai sunt și etape de cupă mondială, campionat mondial. Da. Păi, asta e. Campionate mondiale cum există în fiecare disciplină. Că dar e greu că e prioritar sau nu e prioritar. E greu să le poți obține găzduirea lor. Da, așa este. Și după aia să le și găzduiesc, să te ții de... Pentru că noi să mai avem emisiuni și o să reamintim telespectatorilor cum ați dus voi o luptă extrem de intensă în primirea acestei candidaturi. Cu Noua Zeelandă. Cu Noua Zeelandă. L-am ajuns la lovituri de departajare. Deci practic la... Da, mi s-au cerut documentații suplimentare cu susținerea candidaturii și până la urmă ne-a ieșit. Ce așteptări ai de la 2022? Și aici mă refer la faptul, la perioada care urmează, atât la de campionatul european din Finlanda, dar și de la competițiile care urmează în orientarea în alergare. În primul rând, și ăsta a fost scopul declarat acum în iarnă, trebuie să ne repopulăm cu copii. Vom face o selecție masivă, dar asta depinde doar de încetarea stării de alert, adică a pandemiei. Pentru că sunt de acord că și părinții sunt reticenți, sunt acele pericole. Pandemia există acum, sigur că se aud voci că gata, dacă a venit războiul, pandemia nu există. Ba, există, cum să nu existe, încă e pericolul, e la fel, doar că nu e mediatizat, pentru că TV-urile se ocupă acum cu au mutat frontul, cum ar veni. Dar noi sperăm și așa se zvonește că în primăvară se vor relaxa aceste situații și putem să ne vedem de treabă. După care, bineînțeles, în paralel cu organizarea acestui campionat mondial și clubul sportiv trebuie să meargă înainte. Am zis că o parte din responsabilități o să trebuie să le trecem și pe umerii doamnei Lucia Pop și nu cred că nu o să facă o treabă bună. Suntem totuși CS Știința Electrosistem, Baia Mare, nu ne putem permite să nu mergem mai departe. Deci cam astea sunt. În rest, nimic deosebit, vom face ceea ce facem în același an, ne pregătim, vom merge la principalele competiții, câți mai mulți sportivi să reprezinte România în loturile naționale și la competițiile internaționale. E cam astea sunt. Nu pot să nu te întreb de un nume extrem de important pentru voi, domnul inginer Ștefan Blașco, omul, dirijorul din umbră, cum îmi place mie să-i spun, cel care susține două discipline la fel de importante, orientarea și handball-ul. Da, sigur că încă este alături de noi și va fi multă vreme, sper. Nu știu cum îl afectează situația politică, geopolitică, astea din ultimele zile. Eu sper că nu, dar nu. În afacerile te poartă în diferite colțuri ale lumii. Sper din suflet să treacă societatea dumnealui cu bine prin această încercare, cum a trecut și prin pandemie, de fapt.
și să ne susțină cât mai mult. Dar aveți asigurat o liniște cel puțin până după campionatul mondial? În principiu, da, pentru că domnul Blașcu a avut ideea să începem cu acest campionat mondial înainte de a se retrage, dumneavoastră, așa zis, vrea să facem un eveniment foarte mare la Baia Mare și uite că am obținut organizarea. Acum, sigur că și dumneavoastră este bucuros, și dumneavoastră se implică în organizare, bineînțeles, prin, la nivel mai mult organizatoric, prin, nu neapărat în teren. Dar sigur că o să ne ajute și toate lucrurile o să fie în regulă. Ișvan Țebeștine, ne mulțumesc pentru prezența în această seară. Iată, doamnelor, domnișoară și domnilor, discuții extrem de interesante cu reprezentantul directorul Clubului Sportiv Electrosistem Baia Mare, vreau să spun reprezentantul orientării în Maramureș, însă este unul dintre cei mai exponențiali reprezentanți ai acestei discipline sportive. Noi punem punct aici a emisiunii. Încă o dată mulțumim, Ișvan. Mult succes la campionatul european din Finlanda și de ce nu la competiție din această vară. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare. Până atunci, toate cele bune. La revedere!